Instrumentul acestei conspirații anticonstituționale, prin care un partid rejectat de populație la limita inferioară a susținerii își instalează dictatura, are un nume, un chip și un trecut de faimă care a propulsat-o în clubul deloc select al cocotelor politicii românești. Deputatul PDL de Prahova, Roberta Alma Anastase, tupeistă fără măsură, obedientă clientelei politice, imatură politic, lipsită de sentimentul responsabilității sociale față de consecințele determinate pentru populația României, prin sistematica încălcare a normelor democratice de funcționare a Parlamentului, doamna deputat PDL, Roberta Alma Anastase, președintele Camerei Deputaților, a pecetluit, miercuri, 15 septembrie 2010, actul de deces al vieții parlamentare în România. Fără comentarii, iată cele mai recente fraude prin care președintele Camerei Deputaților, deputat al Partidului Democrat Liberal, Roberta Alma Anastase, a validat adoptarea de legi și hotărâri fără întrunirea votului majorității sau în absența numărului de deputați prevăzuți de Constituție. 1 iunie, refuză să valideze votul pentru un judecător la Curtea Constituțională, susținând că nu s-a înregistrat majoritatea calificată, deși articolul 7, aliniatul 2 din Constituție prevede: legile ordinare și hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți din fiecare cameră, majoritatea simplă. Desemnarea în speța respectivă s-a făcut prin hotărâre a Camerei. 30 iunie, imediat după ce deputații pun în acord prevederile legii prin care se reduc salariile cu 25% cu obiecțiile Curții Constituționale, Roberta Anastase trimite legea spre promulgare, nemai acordând termenul de 48 de ore pentru o eventuală nouă sesizare a Curții. 7 septembrie. Modifică ordinea de zi fără a exista o decizie a biroului permanent în acest sens și fără aprobarea obligatorie a Comitetului Liderilor de Grup și introduce în plen dezbaterea unei hotărâri prin care se dă dreptul, contrar regulamentului în vigoare, unui deputat neafiliat să facă parte din Comisia de Regulament. 8 septembrie. Validează rezultatul votului la hotărârea mai sus amintită, deși nu exista cvorum de ședință, grupurile parlamentare ale PNL și PSD au anunțat părăsirea sălii, trecând la prezență și pe cei câțiva deputați PNL și PSD care se aflau în drum spre ieșirea din sală. 15 septembrie. După părăsirea plenului de către grupurile parlamentare ale PNL și PSD, anunță rezultate fictive la votul pe articole și votul final măsluit, legea organică privind sistemul unitar de pensii, fiind chipurile adoptate cu 175 de voturi pentru, deși în sală nu erau decât până într-o sută de votanți. Câteva întrebări care se impun. De ce din 16 septembrie și până în prezent, președintele Camerei Deputaților, Roberta Alma Anastase, nu a ieșit cu o explicație oficială privind acuzațiile care îi se aduc? De ce, până pe 20 septembrie, nu a fost încă publicată pe site-ul Camerei stenograma plenului din 15 septembrie? De ce la ședința de plen din 15 septembrie, Roberta Anastase, în calitate de președinte de ședință, nu a solicitat serviciului tehnic al Camerei să verifice defecțiunea la sistemul electronic de vot anunțată de liderul deputaților PDL, Mircea Toader? Cum explică președintele Camerei că sistemul electronic de vot se defectează doar în plenurile în care PSD și PNL nu participă la lucrări? Ce defecțiune a depistat departamentul tehnic după ședința din 15 septembrie?